Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată, te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai greșești. Vezi că din ce și acestea sunt cuvintele pe care le-a auzit cel care de 38 de ani aștepta tulburarea apei la scăldătoarea Vitezda și nu ajunsese niciodată să fie vindecat. Este un prilej în care să îmi aduc aminte de toate adresele la care am poposit să fac câte o slujbă, pentru că este duminica în care se citește Evanghelia, care se citește la fiecare sfințire a apei care se face odată cu sfințirea casei. Numai că se citește până la jumătate la sfințirea casei și acum se citește întreg. De ce? Pentru că Mântuitorul ne spune că într-una din zile, fiind în Ierusalim, s-a apropiat de scăldătoarea Vitezda. Scăldătoarea Vitezda, vreau să lămuresc în câteva cuvinte, că am auzit tot felul de năzdrăvănii vis-a-vis de mintea omului care crede că o scăldătoare este ca cea din zilele noastre. Nimic nu este din Vechiul Testament sau din timpul Mântuitorului la fel cu ceea ce avem noi în cap. De exemplu, dacă noi am folosit despre mironosițe cuvântul care ne vine în cap atât de pervertit și ne-am adresat femeilor care erau foarte cucernice și care veneau la mormântul Mântuitorului, cu siguranță că am greșit. În timp, mulți termeni au fost pervertiți într-o parte sau într-alta. Dacă îi zici cuiva fariseule, bineînțeles că el se va supăra. Ori dacă ziceai pe vremea Mântuitorului că ești fariseu, însemna altceva. Însemna un om cu stare, cu studii, cu poziție socială, ceea ce acum nu mai înseamnă. Despre mironosițe v-am spus și iată că încet, încet ne apropie și de înțelesul acesta al scăldătorii Vitezda. Lumea crede că scăldătoarea Vitezda, având imediat imaginea unei ape, înseamnă cu un spa. Nu, fraților, haideți să lămurim situația. Nu e vorba nici de spa, nici de băi, nici de piscine, nici de nimic. Este vorba de un bazin în care se făceau spălările rituale. Se aduceau la templu tot felul de jertfe și jertfele acestea, înainte de a se aduce lui Dumnezeu, trebuiau să fie supuse unor libațiuni, unor spălări ritualice. În aceste scăldători asta se întâmpla. Numai că una dintre scăldători, care avea 5 pridvoare și care se numea Vitezda, era folosită și pentru altceva. Se constatase că ori de câte ori se tulbura apa din scăldătoare, primul care intra în ea se făcea sănătos, ori de ce boală era cuprins. Acum, de unde știm noi că se tulbura apa? Sau de unde știau ceilalți? Noi suntem obișnuiți aici la Marea Neagră să vedem mereu că bate vântul, se tulbura apa. E, nu era așa, pentru că la scăldătoarea Vitezda, fiind o apă în perimetrul și în incinta cetății, n-avea de unde să se tulbure. Nu bătea vântul, nu făcea valuri și se cunoștea că e ceva nefiresc. Așa cum stai frumos, probabil că pescarii ne cunosc mai bine aceste amănunte, cum stau ei frumos așa și nu știu de ce simt, știți că pescarul simte înainte de a vedea pluta cum o ia la deal și la vale. Că am încercat și eu să prind și n-am prins nimic. Pentru că în momentul în care am prins pluta, mi-a făcut colegul semn, care era pescar profesionist, așa, nu din an în Paști, a zis, gata, l-ai pierdut. Păi zic, acum să mișcă, înainte de a se mișca pluta, trebuie să faci ceva. Dacă n-ai făcut, n-ai făcut. E, așa se întâmplă și cu tulburarea asta a apei de la scăldătoarea Vitezda. Vă să zic că am lămurit terminologia tehnică și trecem exact la subiect.
Duminica trecută am cunoscut un om care cel puțin de două ori pe an are o problemă de sănătate. De fiecare dată promite în stânga și în dreapta că după ce se face sănătos o să urmeze tot felul de indicații ale medicilor, pentru că tot ceea ce se face în acele două ocazii din an se face pompieristic. Ia o paia, fă o paia, cocktail, dă nu știu ce, medicamente și o groază întreagă de manifestări de-astea. Ei, cum se termină însă problema asta de șoc? Uită, domne. Deși sunt ani de zile. Uită. Și vin toți și lasă, că vedem, noi mai vedem și începe să amâne. Ei, mi-am dat seama că de fapt problema omului nu este când este bolnav, ci când este sănătos. Pentru că marile decizii nu se iau în momente de criză. Atunci când sunteți într-o imposibilitate de a rezolva ceva, nu vă apucați să faceți promisiuni. Doamne, dacă scap de asta, opați-a ștălpile, să fac două biserici. Era unul care chiar tradusese foarte comerciant această promisiune la Dumnezeu și a zis: Doamne, am nevoie de 100 de mii de euro. Dacă îmi dai, 10% sunt ai tăi. Uite, dacă vrei, poți să oprești și să-mi dai 90. Adică există între om și Dumnezeu un soi de negocieri. Dar să venim la problema noastră. Iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești. Adică ce ne facem noi după ce rezolvăm problemele? Nu numai de sănătate, ci orice problemă a noastră. Te-ai făcut sănătos. Dumnezeu, te-ai făcut sănătos în sensul că nu puteai să dormi noaptea sau aveai o altă neputință. Problema nu este atunci când nu poți să dormi noaptea. Problema este după ce te-ai vindecat. Și apropo, știți cum s-a vindecat Papa Ioan 23 de grija de nu mai putea să doarmă noaptea? Putem să zicem insomnie, putem să zicem tot felul, dar el avea o grijă, pusese ales papă și grija aceasta nu lăsa să doarmă. Ei, cum s-a aflat despre acest lucru? A venit un episcop să se spovedească la el și a spus: nu știu, cinstite părinte, ce să fac, pentru că nu mai pot să mai dorm noaptea. A, zice, nicio problemă. Eu am rezolvat-o de la începutul investirii mele ca papă. Nici eu nu puteam să dorm până într-o noapte, când, de griji, nu puteam să închid un ochi. Și mi s-a arătat un înger și mi-a zis: Giovanni, de ce te crezi atât de important? Încercați. Atunci când nu puteți să dormiți, când nu vă ia somnul, fără să vină îngerul Domnului, să vină o amintire a cuvântului pe care l-auziți astăzi: mă, tată, de ce te crezi atât de important? Să vedeți pe proprie piele cât de repede vă va lua somnul. Pentru că imediat în minte se așează o pace. Bă, dar chiar așa este. Bă, dar dacă gândesc eu de una și de alta, chiar se vor schimba lucrurile numai că m-am gândit eu, sau eu dacă nu dorm acum, se vor schimba cine știe ce situații? Nu, fraților. Dar nu vă las să plecați cu impresia că sunteți mici. Pentru că nu o să am posibilitatea să vă spun duminica viitoare câteva cuvinte, vi le spun acum. Am auzit multă lume care, mergând pe această linie, că nu vă las să plecați cu linia asta pe cetruită, gata, ne-a zis părintele că să nu ne credem prea importanți, că nu știu. Nu, tată. O întoarcem pe partea cealaltă și vă spun ca să știți cum stau lucrurile. Dacă cineva este ispitit de gândul că e prea mic pentru lumea aceasta și că ceea ce face el este un gest prea mărunt pentru o societate atât de mare, îl invit să doarmă în aceeași încăpere cu un țânțar, fără să poată să-l omoare. Și atunci va constata ce e mic și ce e mare, ce e important și ce nu este important. Așa că restul înțelegeți dumneavoastră. Dar să vedem ce facem noi cu omul după ce s-a vindecat. După ce vă veți vindeca de insomnie, așa cum am zis, și sigur vă veți vindeca,
Când vă veți da seama cât de mărunt sunteți în sensul celălalt, nu al celui pe care vi l-am spus eu, trebuie să mergeți mai departe și să faceți ceva în momentele de luciditate. Vă aduceți aminte în ce atitudine a găsit prorocul Ilie pe femeia văduvă din Sarepta Sidonului? Mai avea o singură măsură de făină și una de un de lemn. Și a spus, facem două turte, mie una și feciorului meu una, să mâncăm și să murim. Va să zică, decizia de a juca finala nu se ia în momente neclare, în momentele în care suntem izbiți de foame sau de teamă sau de alte sentimente pe care le putem avea. Nu, trebuie să le luăm în momente de luciditate. De aceea revin la persoana pe care am cunoscut-o duminica trecută în această situație și prin dumneavoastră îi recomand, cum vă recomand și dumneavoastră, ca în momentul în care vă regăsiți un dram de sănătate să nu uitați că sunteți dator, așa cum spune poporul român, să vă căutați, să vă arătați la doctor. Pentru că arătarea la doctor, în primul rând, să țineți minte pentru creștini, înseamnă un act de smerenie. Actul de smerenie pe care îl săvârșim, în primă instanță, va fi răsplătit de Dumnezeu. Răsplătit și îți răspunde Dumnezeu la această aplecare a ta de a te da pe mâna unor oameni pe care tot Dumnezeu la rândul lor i-a luminat să ajungă în fața ta îmbrăcat în halat alb. Asta zic că problema noastră atunci când ne facem și când suntem sănătoși este să nu uităm că în spatele sănătății se ascunde neputința. Dar nu să ne speriem acum, Doamne ferește, să începem să ne căutăm de toate ca să stricăm un echilibru. Așa cum, de exemplu, tot mă bombardează pe mine tot felul de mesaje de la dar foarte bine intenționate, să o fac pe aia, să o fac pe aia, pentru ce? Ca să scap de diabet. Păi dacă scap de diabet, eu cum mă mai pot disciplina? Eu care toată viața am vrut să mă împrietenesc cu diagnosticul și să iau partea bună de alianță cu neputința mea, ce mai fac? Și o să ziceți, păi da, și pe noi ne învățați acum când suntem sănătoși să ne îngrijim? Da, dar să știți că și eu mă îngrijesc. Mă îngrijesc, dar nu vreau să scap de tot. Probabil că o să credeți că oarecum mă joc cu viața și nu. Un om care se crede autonom sau care primește, inclusiv de la medicină, această autonomie, să știți că este într-un mare pericol. Crede că de acum înainte îi sunt îngăduite toate. Și atunci uită de program, uită să fie cumpătat. Va să zică omul, când este sănătos, trebuie să ia aminte. Dar să mergem mai departe. Problema noastră este că de cele mai multe ori confundăm lucrurile. Și anume, credem că ceea ce s-a făcut cu noi este un accident și mergem mai departe, am avut o criză și merg mai departe. Nu este așa. De multe ori, ce ne face nouă cel mai rău este propria noastră părere despre noi înșine sau propria noastră părere despre un anumit eveniment. Uneori se spune că odată un tânăr vrea să facă o călătorie care dura 7 zile, numai că n-avea el bani chiar pentru tot, adică și-a propus ca să cumpere numai călătoria, nu și partea logistică, adică fără să achite și partea de, să spunem așa, de hrană, de alimentație pe timpul călătoriei. Și a spus să-mi iau niște fructe, niște legume la mine și 7 zile o țin așa. S-a dus la caserie și a cerut că vrea să cumpere numai croaziera, fără partea a doua. N-a înțeles el prea bine, nici nu era prea liniște pe afară, a dat banii, s-a părut că sunt mai mulți decât credea el, a dat pe toți.
Și-a luat biletul, a băgat în buzunar și s-a suit pe vapor. Primele două zile, bine mersi, cu legumele, cu fructele, cu ce mâncase pe acasă, s-a străduit omul și a fost în regulă. Numai că a treia zi i-a venit un miros așa de niște fripturi și s-a întâlnit mirosul ăla cu nările lui care miroseau și un țânțar de la un kilometru și s-a gândit el, bă, nu pot să rezist. La treia zi mai avea ceva mărunțiș pe buzunar și s-a dus la un coechipier de-al lui și i-a zis, uite care-i problema. Cât să-ți dau ca să împărțim, ce să împărțim? Păi jumătate din porția ta ca să mănânc și eu. Zice, dar tu n-ai bilet? Ba, am, dă-l încoace. Și se uită pe bilet, pe bilet scria transport plus masă. E, cam așa suntem noi de foarte multe ori. Nu ne uităm la ceea ce avem în buzunar. Nu ne uităm la ceea ce am achitat. Ne uităm însă atunci când ajungem într-o neputință să vedem care este calea cea mai apropiată să nu murim de foame sau să ieșim dintr-o anumită criză. Aici este problema omului sănătos. Iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești. De cele mai multe ori avem tot ceea ce ne trebuie, numai că nu luăm în seamă ceea ce avem. Era odată un pastor care s-a dus la o enoriașă de-a lui, care era bolnavă de foarte multă vreme și în ultima vreme, eu m-a vizitase când era bolnavă rău, începuse să se amelioreze, numai că pe toți îi gonea să spună, nu, eu am slăbit în ultima vreme, arăt în ultimul hal, mi-a mai vopsit părul, nu mai arăt. Dar el s-a dus. N-a vrut să primească slujnica, să-l primească în casă, pentru că așa îi spusese stăpâna. El a dat-o la o parte și a ajuns acolo, ea foarte supărată, s-a uitat la el, l-a fixat și el a început să intre în vorbă cu ea, spunându-i, vai de mine, da, ce copaci jalnici aveți în curte. Dar ce vrei să spui, părinte? Păi mă uit așa la ei, n-au frunze, crengi uscate, la care ea zice, păi și acum ce credeți că trebuie să-i tai? Da, tăiați-i că sunt jalnici, aruncați-i pe foc. Dar i-a spus, da, părinte, dar este iarnă, e plină iarnă, să vedeți la primăvară cum o să arate. A, deci știi cum e treaba cu copacii, dar cu tine nu e la fel? Acum arăți jalnic, dar după ce te întremezi, cu siguranță că vei arăta altfel. Iubiți credincioși, acesta este mesajul pentru omul bolnav, căruia trebuie să-i spunem că nu acum e problema, ci după ce se face sănătos. Pentru că omul este periculos lui însuși, nu când este bolnav. Când e bolnav, un om este cu minte. Și știu ce vă spun. Când este bolnav, îți ia așa din palmă tot ce-i dai. Numai că dacă începe să se întremeze, acolo este problema. Și noi trebuie să fim atenți cu noi înșine sau cu cei de lângă noi, să știm să înțelegem după ce se vor face sănătoși, pentru că Mântuitorul astăzi ne învață exact despre acest lucru. După ce îl vindecă și fiind în zi de sabat, prin vindecarea lui Mântuitorul și-a atras foarte multă ură de la farisei, de la cărturari, pentru că era zi de sabat și chiar cel vindecat a fost apostrofat de către ceilalți, spunând, dar nu ți este îngăduit, pentru că este sabat, cum să ții tu patul? Și atunci el a spus, dar nu eu de la mine fac acestea. Cel care m-a vindecat mi-a zis să-mi iau patul, dar cine te-a vindecat? Ei, și atunci se spune că nu știa cine l-a vindecat, pentru că Mântuitorul s-a dat în spate. Dar peste câtva timp l-a găsit Mântuitorul pe cel vindecat și i-a spus, iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești. Ce credeți că a făcut omul nostru după acest cuvânt? După această întâlnire în care, fiți atenți, era sănătos. Va să zică, omul bolnav a avut credință, același om, același pacient, aceeași boală. 38 de ani n-a cârtit
a tot așteptat un lucru pe care l-aștepta degeaba. Era clar că n-avea cine să-l arunce scăldătoare când alții erau mult mai zdraveni și mult mai potenți și aveau bani să își angajeze 5-6 inși care să facă culoarul și să-l arunce. A așteptat 38 de ani. N-a cârtit, n-a zis împotriva lui Dumnezeu nimic. Dar în momentul în care s-a făcut sănătos, atunci a devenit periculos. Ce a făcut prima dată? S-a dus la cărturar și a zis: Iisus este cel care m-a vindecat. Și din cauza căruia, vă citez acum din ceea ce cred eu că trebuie să știți, și din cauza căruia m-ați apostrofat pe mine că mi-am luat patul în zi de sabat. Acesta este omul vindecat. De aceea țin morțiș și mulțumesc persoanei care duminica trecută mi-a oferit acest minunat prilej de a vă vorbi astăzi. Omul sănătos este omul periculos. Omul care a promis ceva și nu se ține de cuvânt, omul care după ce a căpătat puțină pojdiță acolo de sănătate, se gândește că până la anul sau până la sfârșitul anului, dacă a făcut de două ori criza asta, înseamnă că anul ăsta deja nu se mai pune, deja a uitat că n-au trecut nici 5 luni din anul ăsta. Pericolul nostru este următorul: atunci când devenim relaxați, atunci când am depășit 5 ani, 10 ani de la o mare intervenție, atunci devenim periculoși că nu suntem în stare să mergem mai departe. Iubiți credincioși, cu prima ocazie vă voi vorbi și despre acest lucru tradus în educație, în relația dintre părinți și copii, pentru că se apropie încet, încet, cu pași destul de rapizi, sfârșitul unui ciclu de gimnaziu și începe liceul pentru unii, pentru alții se termină liceul și începe facultatea, pentru alții începe facultatea, se termină facultatea și începe masterul, și pentru cei mai mulți, din păcate, se termină masterul și nu le spune nimic că nu s-a terminat nimic, dar abia începe. Pentru unii începe pensionarea și ei cred că s-a terminat și nu e așa. Și încet, încet trebuie să învățăm că omul trebuie să se împace cu el, nu în stare de criză, ci în stare de sănătate, în stare de relații frumoase cu ceilalți, pentru că pe această stare se bazează tot restul vieții. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne lumineze, astfel încât să înțelegem că dacă ne-am făcut sănătos, de acum să nu mai greșim. Așa să ne ajute Dumnezeu.